Nu se astimați telespectatori, ne aflăm la poliția municipiului Focșani, unde în primul rând am venit ca să-l felicităm pe domnul comisar șef Alexandru Cara pentru examenul pe care l-a susținut foarte bine, am înțeles, în urma căruia a devenit oficial șeful acestei instituții. Bună seara, felicitări! Mulțumesc frumos și bine ați revenit în Poliția Municipală. Ca de fiecare dată îmi face mare plăcere să vă revăd și sper ca și telespectatorii să se bucure de această emisiune. Și eu sper la fel, dar eu știu pe situația. Eu știu, domnule comisar șef, domnule comandant al Poliției Municipiului Focșani, vorbiți-ne un pic despre examenul pe care l-a susținut. Știți de ce vă întreb? Ca să știe și telespectatorii că nu este un examen ușor, că mulți oameni vor să ajungă șef de poliție, am înțeles, că mulți oameni cred că la poliție se poate ajunge ușor, uneori chiar cu pile și așa mai departe, da? Haideți să discutăm lucrul ăsta. Ați avut o pilă undeva pe sus, acolo? Din toată cariera mea, nu cred că am fost recomandat de pile, pentru că mi-am făcut treaba la toate nivelurile. Eu am plecat chiar de la primul grad de ofițer, în 1995, după ce am terminat Academia. Și am trecut prin toate etapele, inclusiv de șef de birou, care este cea mai mică funcție de conducere din Poliția Municipală, din Poliția Română, inclusiv șef de compartiment, o funcție mai mică, dar neremunerată ca și funcție de conducere. Cum adică neremunerată? Ce înseamnă asta? Adică șeful de compartiment este un șef simbolic pe o unitate, pe o subunitate care are puțini oameni și nu este oficial plătită ca și o funcție de conducere. Ați fost la circulație, după câte știu da, eu. Da, am ocupat funcția de șef de birou la drumuri naționale și europene, după care am fost și împuternicit șef de serviciu, am fost împuternicit și adjunct, am luat examenul și de adjunct, după care a urmat această împuternicire și ulterior examenul pentru funcția de șef de poliție municipală. În ce constă acest examen, domnule? Este un interviu bazat pe o bibliografie. Bibliografia se pune la dispoziția și este publicată pe site-ul Poliției Române. Trebuie însușită și comisia din care au făcut parte șeful Poliției Municipale Brăila și șeful Poliției Municipale Buzău a notat fiecare candidat pe baza întrebărilor puse în timpul interviului. Pe baza răspunsurilor. Întrebărilor și răspunsurilor, bineînțeles. Spuneți-mă, rog, ați mai avut pe cineva contracandidat? Da, am mai avut un coleg și întotdeauna un contracandidat te ambiționează și mai mult. Da. E un lucru benefic că ai un contracandidat sau cel puțin un contracandidat care chiar te ambiționează să înveți mai mult decât dacă ai fi singur. Domnule comandant, dumneavoastră, știu că o perioadă ați fost plecat în țară, ați fost șef prin alte țări. Ne vorbiți un pic de perioada aceea? Da, am activat în cadrul misiunilor de menținere a păcii din Kosovo 4 ani de zile. Într-adevăr, am ocupat niște funcții de conducere acolo, în sensul că în prima misiune am fost șeful unității de trafic pe o regiune. Și în cea de-a doua, bazat pe experiența din prima misiune, am ocupat aceeași poziție. De, și cum vi s-a părut acolo, domnule? Cred că am mai discutat, dar lucrurile astea interesează pe oameni. Eu am trecut prin Kosovo și încă mi-e frică pe acolo. Deci, da, oare, aveți de ce să vă fie frică. Numai lucrurile s-au așezat? S-au așezat în sensul că au fost separate părțile implicate în conflictul din 1998. Mai sunt tensiune există, dar sperăm, cel puțin eu, să nu, pentru că încă mai am mulți prieteni acolo, sper să nu degenereze și să intre lucrurile pe un făgaș normal, iar oamenii să-și vadă de viața lor și ați fost să fie lucrurile bune. După ce ați terminat cum să-i spun acolo? Misiunile. Ați mai fost în vizită pe la... Da, sigur. Știu că e și ei vin la dumneavoastră, ați rămas prieteni cu... Da, nu, vă dați seama, 4 ani este o perioadă destul de lungă. Sigur. Și au existat prietenii sau ne-am
am fost la evenimentele lor, dânsii au venit la evenimentele noastre. E un lucru frumos și până la urmă e o chestiune interumană, o relație interumană care trebuie menținută. Calitatea omului până la urmă face diferența între o relație interumană frumoasă și una în care nu bagi în seamă pe nimeni. V-am auzit vorbind la telefon în sârbește și am văzut că știți foarte bine sârba. Când a găsit sârba? Când a să vorbim? În 4 ani vă dați seama că a trebuit să interacționăm. Da, dar repede ați învățat că nu e ușoară. Nu e ușoară, dar nevoia te învață. Nevoia te învață. Orice limbă, dacă o practici în fiecare zi, puțin câte puțin o înveți și trebuie să comunici cu toată lumea. Știu că mi-a fost o frică în Kosovo, că m-am încurcat, m-am rătăcit și nu mai era pustiu tot. Am zis, aoleo, vine unul, îmi dă cu o mitralieră în cap. Nu, mă găsesc ăștia pe aici. Nu sunt lucruri. Și mai există și reticența persoanelor care au știu despre război și ce s-a întâmplat acolo. Există o reticență de a trece prin acea zonă. Nu, cred că e cazul. Se trece fără probleme și chiar nu că recomand, dar nu e niciun fel de problemă să treacă pe acolo. Da, țara e foarte frumoasă, într-adevăr. Îmi spunea o persoană din, cum se cheamă, din Muntenegru, de unde cumpăram eu diverse chestii și îmi spunea, ei, doamnă, noi am fost un imperiu și uitați că ne-au fărămițat. Așa din punctul este, dumneavoastră de vedere. Da, așa este. Până la urmă, au fost probabil și ingerințe politice, interese, dar istoria, știți cum este, are etapele ei, așa s-a ajuns în momentul acesta. Probabil că într-o altă perioadă vor reuși să fie din nou ce a fost. Dar la Dubrovnik, domnule comandant, am luat un taxi care ar fi trebuit să mă ducă, numai era cam întortocheat drumul, cam ca de aici până la gara din Focșani. Deci m-am apucat eu, care vorbesc mult câteodată și nu trebuie, să-l bârfesc pe Milosevici, că era perioada aia. Mi-a luat 100 de euro taximetristul pentru asta. Da, 100 de euro am pleat. Știți ce se întâmplă în primul rând? Dubrovnik este un oraș foarte scump. Da, dar 100 de euro pentru jumătate de kilometru dă-o încolo de treabă. Dacă v-a văzut și că sau v-a auzit vorbind despre Milosevici, probabil că a încercat să găsească o soluție să se răzbune. Păi mă uitam la vreo, ce fac? Păi dă-i 100 de euro, ce vrei să faci? Asta este. Poate banii și dă-i. Mai sunt episoade din astea, pățin, mai ales în calitate de turiști, că putem întâlni oriunde. Da, mi s-a părut un domn serios, un domn distins, așa, cum să-ți ceară 100 de euro pe jumătate de kilometru? Da. Unde este tu să reclam? Da, asta este. Ei, asta așa ca să-i amuz pe telespectatori, că tot ca să-i amuz pe telespectatori, apropo de luat bani. Când veneam din Ungaria, unul pe la, nu pe meste în Italia, cum se numește, Seghet, îmi face semn, Focșani, Vrancea, opresc, doamnă, vă rog, uitați telefonul, uitați ceasul, ce vreți dumneavoastră, îmi trebuiesc 50 de euro, n-am benzină, să dau un îmbrăcat frumos, tot așa, mă uit la bărbat, îmi dă-i mă bani, să poate, lași omul noaptea, așa, îi dau banii, viaduc, bineînțeles că nu mi-a mai adus. Dar să știți că asta e metodă, că acum câțiva ani și la noi se practica. Da? Da, era un mod de a înșela conducătorii auto. Dar nu prea mai ține, nemai fiind de actualitate noi. În România, probabil că s-au mutat în Ungaria. Bine, asta e chestia de vreo 4 ani de zile, știți? Poate că le-a... Da, au fost și la noi acolo. Și la noi în țară au fost asemenea cazuri. Au fost, nu? Da. Și cine-i fraier, stimați telespectatori? Asta e. Dar pe de altă parte mă gândeam, dar dacă așa este, cum să lași un compatriot pe străzi noaptea fără benzină? Și dacă era adevărat, dar n-a fost adevărat, că îl mai așteptau doi și așa făceau cu banii începuseră să și... Ei, asta este, asta am spus-o așa, ca să ne distrăm puțin. Domnule comandant, în ce constă munca dumneavoastră de aici, de la Poliția Municipală? Ca și șef al Poliției Municipale, aici răspundem de 3 linii de muncă majore: ordine publică, investigații criminale și poliție rutieră. Ca și arie de competență, normal este Poliția Municipală, dar raza orașului Focșani, dar și 6 secții de poliție rurală, care sunt în subordinea noastră. Care sunt alea? Gugești, Nănești,
O, dar departe, da. Da, Tulnici, Vidra. Oho. Deci avem cam 70% din întinderea județului, tot în subordinea poliției municipale. Sunt și sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică, în ceea ce privește pregătirea profesională. Și sper că se simte, mai ales în aceste secții, o îmbunătățire a activității, în sensul că au și monitorizarea noastră, cât și a șefilor de secție. Sunteți subordonați poliției județene, da? Da, suntem direct subordonați Inspectoratului Județean de Poliție. Bun, spuneți-mi, vă rog, în ultimul timp am văzut că el au fost accidente multe pe raza județului. Acum nu vreau să discutăm numai despre asta, dar asta este foarte important. Văd că se întâmplă. E un domeniu, noi suntem responsabili de accidentele care se înregistrează pe raza municipiului Focșani. Iar din punctul acesta de vedere, chiar anul ăsta, noi avem niște scăderi în ceea ce privește numărul accidentelor, dar pe arterele principale din județ, și aici mă refer în principal pe DN2 și DN2DO, înregistrăm câteva accidente și evenimente cu impact mediatic mare. Ați văzut că au fost accidente cu colective, cu multe victime. Dar până la urmă este și hazardul la mijloc. Așa a fost să fie, că, da? Da. E greu să previi în afara localităților unde se dezvoltă destul de mari vitezele autovehiculelor, e mai greu să previi. Vreau să vă spun ceva. A venit într-o seară la mine un domn din Elveția, care locuiește de vreo 5 ani în Elveția. Mi-a spus niște lucruri pe care nu le știam. Unul dintre ele, acolo, dacă depășești cu 2 km viteza, eu știu, 3 km viteza legală, nu numai că-ți ia carnetul, dar te obligă să plătești jumătate din averea pe care o ai. Deci că au fost amenzi și de... Deci amenda este jumătate din averea pe care o ai. Deci că au fost amenzi și de câte 1.200.000 de euro. Dar nu sunt la curent și, da, uite, mi-a spus băiatul ăsta și... legislația. Da. Și că acolo nu sunt accidente, nimeni nu depășește cu nimic, adică toți respectă legea foarte serios. Și uite, știți ce se întâmplă? În general, noi vedem efectul. S-a întâmplat un accident, merge poliția, ISU, da, toată lumea, ambulanță și... Noi vedem efect. Cauzele sunt multiple. Nu este numai aspectul de prevenire într-un accident. Ne referim aici la educație. Oamenii, din păcate, au un lacune mari. Nivel de educație cât de cât scăzut în ceea ce privește, mă refer la educația rutieră, aici, da, nu da, da, la educația școlară. Sunt mână în mână, să știți, domnule. Vorbim de infrastructură, ne uităm la drumuri, da, care sunt din 1963 construite și nemodernizate, în sensul nu că s-a schimbat suprafața asfaltică. Ne referim la lărgirea lor, la construirea unor noi căi de rulare. Nu s-au realizat astea. Și atunci, aceiași rețea îți preia un trafic de 7-8 ori mai mare decât era acum. Ele au fost bune la vremea respectivă, când erau în Focșani, dacă vă aduceți aminte, câteva 20 mașini. De mașini. Și circulau într-o săptămână alea cu soț și într-o săptămână de fără să... Acum filmele cu... Da. Acum îți preia aceeași rețea un număr de mașini de câteva zeci de ori mai mare. Dar pe de altă parte, domnule comandant, să știți că și lipsa de educație, eu am ajuns la concluzia că îți dai seama de calitatea unui om și după modul cum conduce, după modul cum se poartă pe șosea, după modul cum îi vezi pe unii, chiar la sensurile giratorii, îți intră peste tine și tot ei te înjură când e clar că trebuie să aștepte. Da, există o agresivitate pe care, sincer, eu nu prea o înțeleg. Nici. Plus că și în momentul când este oprit de poliție, eu lucrând atâția ani la rutieră, mai îl întrebai pe omul respectiv, bă, dar unde te duci, bă, frate? Te grăbești, nu ai vreo urgență, te duci la... Nu, mă duc acasă. Păi și ca să te duci acasă, trebuie să sari toate trecerile de pietoni, toate
bumperurile, toate, să te strecori prin toate mașinile ca să... Ca să ce? Să ajungi acasă cu un minut mai devreme decât... Vedeți, eu am altă mentalitate și băieții mei de la televiziune știu că plec mereu la București. Eu spun așa, domnilor, ajung cu jumătate de oră mai târziu, dar ajung. Întreg. Ajung întreg, da. Pentru că dacă stai să te iei la întrecere pe șosea, că unii se... vrea unul să mă depășească, merg pe dreapta, deși oricât de prudent ai fi și eu, mulțumesc Dumnezeu, cred că sunt prudentă. Știți, acum vreo două luni de zile, când am avut problema cu tirul, care acolo Dumnezeu mi-a ajutat, că am rămas întreagă. Am schimbat banda și n-am văzut, n-am apreciat distanța. Dar cred totuși că agresivitatea asta tot de la, și verbală, tot de la educație ni se trage. Dar să sperăm că lucrurile vor merge din ce în ce mai bine, pentru că nu duce la nimic bun chestia asta. Păi știți de ce? Mă uit și eu pe la posturile de televiziune centrale, agresivitatea, că asta e, ăsta este termenul, se vede cu ochiul liber, cum își vorbesc, cum se insultă, cum se... Păi ce fel de țară vrem noi să avem? Ce fel de copii vrem noi să educăm dacă la televizor se înjură, se înjurături, mă rog, n-am auzit, dar se își vorbesc urât, se jignesc? Cine îmi dă mie dreptul să jignesc așa un om pentru că m-am enervat? De exemplu. Așa este, așa este. Există această nervozitate. O să știți că sunt studii făcute pe chestia asta. Mulți o pun pe seama stresului zilnic sau, dar până la urmă când te gândești că te duci acasă, trebuie să fii liniștit. Te duci acasă. Ei, poate unii tocmai asta îi stresează. Probabil că oamenii sunt stresați ca și în acasă, da. Ce să facem? Asta e treaba lor. Domnule, eu zic așa și cred că așa, indiferent de problemele noastre personale, n-ai dreptul să ți le reverși asupra celorlalți. Da, bineînțeles. Adică bine, acum... toți avem necazurile noastre, toți avem problemele noastre, dar asta nu mă împiedică să mă pot civiliza cu cei din jurul meu, vă rog. Ce să vă zic? Domeniul ăsta al poliției rutiere sare în ochi. Este primul element al poliției care se e vede. Foarte important. Se vede, știți? Noi avem și structurile de investigații criminale care monitorizează și cercetează tot felul de aspecte privind criminalitatea, de la spargere de locuințe până la violențe sau mai știu ce. Alea nu prea se văd, pentru că implică sau se văd în momentul în care ajung în presă. Dar sunt foarte multe cazuri despre care nu se știe și numai noi cunoaștem aspectele astea prin care colegii stau nopți întregi și desfășoară activități. Chiar pentru a se simți oamenii în siguranță și vedeți că în ultima perioadă chiar nu au mai fost spargeri de apartamente, de magazine. Lucrurile au fost reglate între timp. Aveți un efectiv suficient de colegi care să se ocupe de așa ceva? Da, efectivul de la investigații criminale este aproape complet. Nu avem probleme de efectiv acesta. Că văd și eu, prin țară se întâmplă bătăi în blocuri, femei care au fost agresate în scările de bloc, furturi în apartamente. Da, noi am reușit să ținem sub control aceste fenomene. Am avut și noi, ne-am confruntat cei care au comis astfel de fapte, majoritatea sunt în arest sau pe penitenciar, cred că se simte. E un grad de siguranță destul de ridicat în Focșani. Focșani nu este un oraș care să ridice mari probleme din punct de vedere al criminalității. Dar județul? Nici județul, nu. Sunt oameni pașnici încă. Este un județ liniștit față de alte zone din România unde mai sunt. Oamenii încă au și nu știu de ce. Eu cred că emisiunea asta le fac și ca să arăt că oameni suntem toți, și la poliție, și la școală, și peste tot. Sigur, dar să știți că și noi, adică toată lumea, circulăm pe aceleași străzi, vedem aceleași lucruri mai bune sau mai rele care sunt într-o comunitate. Încercăm să le reglăm pe cele pe care reușim și care sunt de competența noastră. Pentru... Dar văd reacțiile. Eram în mașină și eram într-o comună, eram cu o prietenă. Eu merg cu 50. Câteodată te mai ia valul și te gândești în altă parte și te mai trezești că ai 65, de exemplu, și atunci imediat, bun,
Eu mergeam cu 50 atunci și la un moment dat face, poliția! Și am spus, fata, dar de ce te sperii așa? Și foarte bine că e poliție, să dea Dumnezeu să fie în fiecare sat, că mai potolește pe nebunii ăștia care gonesc. Da, fiecare are reacția. Dar, vedeți că încă mai există reacția asta? De ce să-ți fie frică dacă tu-ți vezi de treabă? Există, nu vine niciunul să te ia de gât. În general, poliția este cea care, da, amenzi, constată atât contravenții cât și infracțiuni. Și este normal, este până la urmă un organ de aplicare a legii. Lumea o percepe diferit de la un individ la altul și... Da, dar știi ce se întâmplă? Sunt de așteptat și reacții de genul ăsta. Da, pe mine mă miră, pentru că eu, în general, eu am fost oprită de vreo câteva, că am luat și vreo două amenzi, ce-i drept. Niște băieți, domn tineri polițiști, foarte amabili, foarte civilizați, mi-au vorbit foarte frumos, mi-au explicat de ce m-au oprit, mi-au cerut documentele, le-am dat, mi-a spus, aveți două puncte luate, nu știu ce, am plătit pe loc amenda, i-am zis frumos la revedere, mi-a zis omul frumos să rumână, am zâmbit, eram de vină eu, păi cum să mă iau de bietul om care își face datoria? Știu că veneam din Austria și pe la Sibiu, imediat ce am ieșit de Sibiu, mă oprește. Dar ce am făcut? Nu vă supărați, dar nu, uite, vă arăt, dacă vreți, în localitatea nu știu care, aveați 65 de kilometri la oră sau 70, cred că erau 75, așa. M-au oprit, i-am dat alea, i-am plătit și gata, cum să mă iau de om că mă oprește când eu eram vinovată? Dar încă este mentalitatea asta, am văzut oameni care să ceartă. Da, știți ce se întâmplă? Eu am lucrat, am expus mai devreme, între polițist și persoana care este oprită, prea multe cuvinte n-ar trebui să existe, decât să-i aduci la cunoștință omului care este vina, ce s-a întâmplat și pentru ce l-ai oprit, ce sancțiune urmează să primească și cu asta basta. Discuțiile ulterioare nu și-au rostul. Eu n-am, cu câți polițiști am lucrat străini, eu n-am văzut să stea la discuții de unde vii, ce ți-ai cumpărat. Nu există și sunt lucruri care nu fac parte din vocabularul profesional pe care ar trebui să-l avem. Da, dar asta în cazul în care ai de-a face cu oameni civilizați. Dom'le, eu îmi recunosc vina, poftim, de ce m-a oprit, am voie să întreb. Ați depășit limita de viteză. Nu este obligația polițistului să explice de ce a luat pe celălalt, fără să fie întrebat. Sigur. V-am oprit pentru că ați condus cu viteză. Asta chiar așa am făcut, adică da, mi-asum vina. Dar spuneți-mi, vă rog, totuși, aici în Focșani, că sunt trecerile astea de pieton. Vedeți, eu turma acces pe circulație, pentru că cele mai multe nenorociri aici se întâmplă. Mașinile de poliție municipală au voie să te oprească, să te legitimeze, să-ți ceară documentele? Cum să nu să aibă voie? Poliția municipală este partea Poliției Naționale. Așa. Poliția Națională are dreptul și obligația chiar să oprească pe oricine a comis o contravenție sau există suspiciuni că a săvârșit o infracțiune. Este prevăzut prin lege. Aveți de fapt, asta este sarcina noastră de serviciu. Aveți un serviciu rutier aici la... Nu, un birou rutier. Un birou rutier. Da, da, un birou rutier. Și ce scrie pe mașinile de la poliția municipală? Poliția. Poliția. Da. Dar deci... sunt acele Volkswagen-uri Polo și Dacia Logan pe care le avem noi în dotare. Deci oricare poate să te oprească, da, sigur, să-ți amendeze după... Sunt atestați ca și operator radar, ca și polițiști rutieri. Nu există niciun fel de problemă să oprească un conducător auto și să fie verificat. Dar care e diferența între poliția municipală și poliția locală, de exemplu? Poliția locală are atribuții diferite față de noi, au alte lege de organizare. De exemplu? Și funcționează în subordinea primăriei municipiului Focșani. Noi suntem subordonați Poliției Naționale, Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerului de Interne. Deci ei n-au școala pe care o aveți dumneavoastră, nu învățați la aceleași școli, nu? Dânșii au și dumnealor școli de formare profesională în cadrul Ministerului de Interne, din ce știu eu, sunt pregătiți dumnealor și au atribuții mai limitate decât cele pe care le avem aveți noi. Aveți dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, în ultimul timp, care au fost cele mai neplăcute situații prin care au trecut colegii dumneavoastră și oamenii care au pățit-o? Sau nu prea au fost? Da, au fost situații conflictuale între diferite familii din municipiul Focșani.
unele încă mai persistă. Încă mai persistă? Da, sunt situații conflictuale care foarte vechi, nu s-au putut trece peste ele și între membrii acestor familii, vecini, rude, deci nu sunt necunoscuți, să spun, unor altora, și se reclamă când se întâlnesc, au loc acte de violență, fapt pentru care în acele zone avem amplasate mai multe patrule de intervenție. Eu dacă mă cer cu o vecină, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată și nici... Nu, dar nu-i cazul. Trebuie să vin și vreau să reclam. Ba da, uite, m-am certat cu cineva că nu mă lasă să vin. Da. Bun, unde reclam? La dumneavoastră sau la poliția? Nu, la noi. Asta deci tot ce se întâmplă pe raza municipiului Focșani se înregistrează la poliția. Puteți să depuneți plângerea și la Inspectoratul Județean, dar va fi înaintată tot la noi. Tot la dumneavoastră. Ca lumea să știe. Deci, ferească Dumnezeu. E bine ca oamenii să trăiască în liniște da, și eu, pace. Eu chiar da? Fac un apel tuturor celor care au probleme de competența poliției să depună plângerile la Poliția Municipală, pentru că noi suntem cei competenți să le soluționăm. Dar, repet, probleme de competența poliției. Pentru că sunt reclamate multe situații care nu sunt de competență. De exemplu că îi miroase a gunoi păscară sau că îl inundă un vecin. Nu este de competență. Și acolo cine se ocupă? Poliția locală? Poliția locală, DSV-ul, dacă e vorba de gunoaie sau ce cauze sunt ale mirosului respectiv. Dar dacă îți fac vecinii zgomot, vecinii de sus... Da, atunci putem să venim noi. Da, dacă este o tulburare a ordinii și liniștii publice prin zgomote, muzică tare, atunci intervine. Există niște reguli, niște legi clare că între anumite ore nu ai voie să tulburi liniștea publică, eu știu, la între 2 și 5, pentru că în străinătate există asemenea reguli. În primul rând există regula bunului simț. Nu poți ora 2 noaptea să asculți muzică și să spui că nu există niciun fel de lege care să-mi interzică să ascult muzică tare. Există lege care spune că dacă deranjezi ceilalți locatari, trebuie să luăm măsuri. Și ce măsuri luați? E o sancțiune contravențională la legea 61. Nu-l băgați la pușcărie. Nu. Nu e infracțiune, este o contravenție. O amendă. E o meserie foarte interesantă, dar... dificilă totuși, nu? Ați fost vreodată pus în situația să vă pară rău de să o situație, că da? Și colegii, care mă cunosc, eu m-am adaptat mai greu vieții de birou și încă mă adaptez foarte greu, iar când sunt acțiune de amploare, în sensul că au loc percheziții sau descinderi, eu merg cu ei, nu... stau la birou. Vă duceți la percheziții? Da. În case de oameni, am echipamente, am tot ce trebuie. Și intrați în casele oamenilor acolo, faceți percheziții? Dacă sunt mandate și asta, da, cum să nu mergem. Da, în general, noi coordonăm echipa care intră într-o locație, cealaltă, și inclusiv adjunctul meu, care este judiciarist de o viață, merge cu mine. O să mi-l prezentați și mie da, pentru cu mare, emisiune. Cu mare drag. Pentru că aș vrea să... Are voie să apară, da? Păi de ce să apară? Este adjunctul Poliției Municipale. Nu, pentru că sunt colegi de noastră care am spus, eu prefer să stau în umbră. Nu, de ce să stăm în umbră, pentru că nu e nimic de ascuns. Dar când vă duceți la percheziții, domnule comandant al Poliției Municipiului Focșani, domnul Alexandru Cara, când vă duceți noaptea de obicei, adică vă duceți și noaptea sau cum se face o percheziție? Anunțați omul, vezi că vin să-ți facă. Glumesc. Percheziile se au loc numai cu mandat de la judecătorie. Noi propunem să obținem acel mandat parchetului local. Parchetul prezintă propunerea noastră judecătoriei. Judecătorul, dacă a considerat că sunt destule elemente și poate autoriza acea percheziție, eliberează mandatul de percheziție, iar noi îl punem în executare. Percheziția nu poate avea loc după ora 20 până la 6 dimineața. Deci nu se poate intra în casele oamenilor între ora 20 și 6 dimineața. Așa prevede legea.
și trebuie să o respectăm. Trebuie să fie foarte neplăcut când îi bați omului, nu? Și să fii, dăm voie să-ți percheziționezi casa, nu? Noi credem că percheziționăm casele celor pe care îi suspicionăm că au comis niște infracțiuni. A, categoric, da, dar cred că e totuși neplăcut, nu? Cum nu sunteți? Nu e plăcut pentru nimeni. Pentru să nimeni. Ai pe altcineva. Cum reacționează oamenii, domnule comandant, când sunt puși în situația asta? În general, se conformează. Depinde la cine mergem, ce fel de oameni sunt, pentru că și noi ne calculăm gradul de risc în funcție de persoanele care știm că locuiesc în imobilul respectiv. Fi normal. De aceea avem și sprijinul colegilor de la serviciu de intervenții, mascații. Mascații, da. Și este important atât ca polițiștii noștri să fie în siguranță și să nu se întâmple nimic, cât și cei care sunt în cauză să nu aibă niște reacții care ar putea duce la conflicte. La conflicte. Peste o săptămână este referendumul. Da. O să fiți implicați în această... Da, toată lumea. Toată lumea. Este și... Va avea loc și festivalul Bacus în aceeași perioadă. Frumos, da. Și referendumul. Toate efectivele, absolut toate efectivele noastre sunt angrenate în ambele evenimente și sperăm să trecem cu bine și peste asta. Nu este prima dată, am mai avut alegeri, am mai avut, știm cum să le gestionăm. Eu am coordonat activitatea aici de aproape 2 ani prin puternicire, deci nu suntem la primele evenimente de genul ăsta. Cam asta este, domnule comandant. Din păcate s-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc. Așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată felicitări pentru noua funcție pe care o aveți și sunt convinsă că o să-i faceți față cu cinste, pentru că totdeauna v-ați remarcat acolo unde v-ați dus. Știți, mie îmi face mare plăcere când pot să spun lucrurile astea despre oameni, dar să știți, stimați telespectatori, le spun în absolută cunoștință de cauză. Nu vin să aburesc pe nimeni. Ăsta este adevărul și mă bucur că în județul Vrancea și nu numai avem oameni de foarte bună calitate pe care trebuie să-i respectăm și că le dorim succes. Da? Vă mai aștept cu drag la... Cu drag o să mai vin. La revedere! O zi plăcută!